Bună seara și bine v-am regăsit la știri. Luni dimineață, procurorii parchetului de pe lângă tribunalul Hunedoara au descins la locuința edilului din Luncoiu de Jos. Anchetatorii au dispus începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva primarului. Edilul este acuzat că ar fi primit mită două motofie răstraie în valoare de 1300 de lei pe care i le-ar fi cumpărat un denunțător. Schimbul acestor obiecte, primarul ar fi urmat să dispună plate unei cantități de material lemnos achiziționate de primăria Luncoiu de Jos în anul 2015, de la firma administrată de către denunțător. Cu ajutorul Inspectoratului Județean de Jandarmi au fost efectuate percheziții atât la locuința inculpatului Dorin Călin Dud, cât și la sediul primăriei Comunei Luncoiu de Jos. Ancheta penală se desfășoară cu sprijinul Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Hunedoara. Față de inculpatul Dud Călin Dorin, la date de 25.04.2016, procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar, cu stabilirea unor obligații care i-au fost impuse inculpatului pe perioada controlului judiciar. Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și stabilirii răspunderii penale. Curtea de apel Alba Iulia a încheiat marți judecarea cauzelor privind declanșarea insolvenței la complexul energetic Hunedoara, instanța urmând să se pronunțe în cele două dosare pe care le-a conexat în data de 3 mai. Cele două dosare privind procedura insolvenței complexului energetic Hunedoara au fost marți pe rolul instanței. Dosarul privind opoziția formulată de o societate comercială împotriva deschiderii insolvenței a fost conexat la celălalt dosar, care privea o contestație la hotărârea deschiderii de insolvență. Instanța a încheiat judecarea cauzei, rămânând în pronunțare pentru data de 3 mai. Curtea de apel Alba Iulia a repus în urmă cu două săptămâni pe rolul instanței cererea de opoziție la deschiderea procedurii de insolvență formulată de unul dintre creditorii complexului energetic Hunedoara. Tot pe rolul Curții de apel Alba Iulia se mai află și procesul în care CEH contestă hotărârea Tribunalului Hunedoara în dosarul declanșării insolvenței la acest agent economic, conducerea complexului fiind nemulțumită de firma desemnată de judecătorul sindic, ca administrator judiciar provizoriu în derularea procedurii de insolvență. Complexul energetic Hunedoara ar fi preferat însă ca de procedura insolvenței să se ocupe firma Euroinsolv, condusă de Remus Borza. Decizia a stârnit și nemulțumirea sindicatului Muntele, reprezentativ la nivelul complexului energetic Hunedoara, care a considerat că firma din Craiova nu are experiența necesară în astfel de situații. Ulterior, minerii de la exploatările de Huilă, Lonea, Lupeni, Livezen și Vulcan au protestat spontan împotriva deciziei instanței. Costurile de producție a energiei în cadrul complexului sunt de două ori mai mari decât prețul pieței, ceea ce a dus la decapitalizare treptată a societății. Complexul energetic are datorii totale de 1,5 miliarde de lei potrivit raportului, dintre care 1,2 miliarde de lei către Ministerul Finanțelor Publice. În cadrul companiei lucrează circa 6300 de angajați la termocentralele Mintia și Paroșeni, precum și la minele de cărbune Lonia, Livezeni, Lupeni, Vulcan din Valea Jiului. Cantina socială de la Petroșan le distribuie alimente familiilor care mănâncă zilnic aici. Sunt peste 80 de oameni care primesc carne și semi-preparate, ori doar alimente cu care să își facă de mâncare de Paști când cantina va fi închisă. Cei mai săraci locuitori ai municipiului Petroșani au pe masă de Paști carne, ouă, pâine, dar și alte alimente pe care le-au primit gratis de la cantina socială. Ei vor trebui doar să și le prepare, așa încât să le ajungă până ce cantina se redeschide. În această perioadă, să spunem în această perioadă de sărbători, vor primi per porție, o pâine albă, 3 bucăți de persoană, deci 3 bucăți de persoană, vor primi pulpe de pui 1 kg, carne de porc 1,5 kg, 10 ouă, salam, un baton, cozonac, o bucată, orez 1 kg, paste de tomate și cașcaval 0,5 kg. Asta, mă repet, este pe o porție. Sunt și câte 4 porții de familie și atunci vor fi cam 40 de ouă, să spunem, și totul se mulțește cu 4, tot ce v-am prezentat. Numai puțin de 87 de oameni beneficiază de o masă caldă la cantina socială din Petroșani, iar când aceasta se va închide de Paști, atunci ei își vor prepara singuri hrana. Municipiul Deva este gazda celei de-a 6-a ediție a Forumului pentru Mobilitate Durabilă și Dezvoltare Metropolitană din România. În cadrul evenimentului au avut loc discuții legate de dezvoltarea și modernizarea transportului urban, dar și o expoziție de autobuze în centrul Devei. Asociația pentru Mobilitate Metropolitană cu sprijinul Primăriei Municipiului Deva organizează în perioada 26-27 aprilie cea de-a 6-a ediție a Forumului pentru Mobilitate Durabilă și Dezvoltare Metropolitană din România.
Tema acestei ediții este tehnologii inovative pentru optimizarea serviciilor de transport public. Forumul, ce va cuprinde și o expoziție de autobuze organizată în Piața Unirii din Deva, se adresează autorităților publice locale și centrale, furnizorilor de servicii și produse din domeniul industriei transportului public, dar și cetățenilor din Deva și zona sa de influență, care vor putea afla informații despre vehicule moderne de transport public prezentate în cadrul expoziției. Tehnologiile prezentate în cadrul forumului, atât în expoziția de vehicule, cât și în conferință, oferă posibilitatea autorităților publice și primăriilor să aducă soluții moderne, prietenoase cu mediul în aglomerările urbane din România. Potrivit organizatorilor, la eveniment a participat și deveanul Corneliu Birtoc Băneasă, care a prezentat produsele destinate reducerii consumului de energie și poluarea motoarelor cu combustie internă. Totodată, producătorul român de tramvaie, vehicule de metrou și feroviare va aduce în atenția publicului tramvaiul autentic de concepție și producție românească. Cel mai mare operator de transport public din Europa se alătură lectorilor forumului de mobilitate pentru a analiza soluțiile de furnizare a unor servicii de transport public orientate către călător, care să ajute la integrarea comunităților în contextul liberalizării pieței de transport public urban și interurban. Universitatea din Petroșani trebuie să returneze aproape 4 miliarde de lei vechi, bani proveniți dintr-un proiect prin care studenții au cursuri online. E-learning a fost implementat special pentru a duce cursurile spre tehnologia actuală, însă acum o serie de profesori sunt vizați că nu au respectat prevederile post-drum. Dacă nu vor câștiga în instanță, vor da banii înapoi. Universitatea din Petroșani a implementat programul e-learning cu scopul de a crea o platformă online între studenții și profesorii universitari, însă a achiziționat și 3 mașini. Pentru asta au cheltuit suma de aproximativ 380.000 de lei noi, iar cei care au verificat ulterior proiectul nu au agreat aceste achiziții. Deși inițial ne-au fost aprobate toate cheltuielile de către OI Post-Dru, la un control final sau la o evaluare finală s-au declarat neeligibile niște cheltuieli pentru 3 autoturisme achiziționate și pentru o parte din diseminarea unor activități. Rectorul mai spune că aceste mașini au fost folosite în implementarea proiectului și la final au rămas în custodia universității. Școala Superioară de la Petroșani este acum în impas și vrea să afle prin intermediul instanței dacă trebuie sau nu să returneze banii. Suntem într-un proces de poate recâștigare acestor bani pe care ne-au fost blocați. Și în urma procesului vom vedea soluția care se aprobă. Dorim ca acest proces să ne dea posibilitatea ca acești bani să nu-i cheltuim, să nu-i dăm înapoi, pentru că este normal, odată ce aceste cheltuieli au fost avizate ca eligibile, înseamnă că alții au fost vinovați că ni le-au avizat. În septembrie 2010, Universitatea din Petroșani a accesat unul din programele care avea să facă diferența dintre învățământul universitar clasic și cel modern, prin accesarea platformei e-learning. Programul a fost cofinanțat din Fondul Social European și Bugetul Național, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Direcția Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Proiectul s-a desfășurat ca parteneriat între 4 instituții, din care Universitatea din Petroșani, Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești, Eurojobs Petroșani și Memori Hunedoara. Proiectul a introdus o nouă tehnologie, care a fost achiziționată, instalată și funcționează deja în instituția de învățământ, platforma e-learning. Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Continuăm jurnalul cu grupajul de știri pe scurt. În perioada 8-24 aprilie, inspectorii Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara au făcut 350 de controle în târgurile de animale autorizate și în unitățile de procesare și comercializare a produselor alimentare. În urma verificărilor au fost date 30 de amenzi în valoare de 50.000 de lei și 35 de avertismente. Principalele probleme constatate de inspectorii DSVS au fost depozitarea defectuoasă a alimentelor, etichetarea necorespunzătoare a acestora, igienă deficitară a spațiilor sau manipulării,
manipularea necorespunzătoare a alimentelor. În cazul târgurilor s-au descoperit animale neidentificate și mijloace de transport neautorizate sanitar-veterinar. Duminică 8 mai se va desfășura a patra ediție a competiției cicliste de șosea denumită Turul Municipiului Deva. Competiția se va desfășura în intervalul orar 11-15 pe următorul traseu. Bulevardul 1 decembrie, Bulevardul 22 decembrie, DN7, DJ687, Sântu Halm, intersecție DJ708M, Cristur, Ălmașu Mic, Popești, Cârjiți, Ălmașu Sec, DJ708E, intersecție cu DJ687 Deva, strada Iosif Vulcan, strada Mihai Eminescu, strada Gheorghe Barițiu, piața Episcop Tordai Șandor Andraș, strada Lucian Blaga, strada Aurel Vlaicu, DJ707J Deva, cabana Căprioara, DN7, strada Horea, Bulevardul Decebal, piața Aras, Bulevardul 22 decembrie, Bulevardul 1 decembrie. Cei care se vor înscrie în cursă vor trebui să parcurgă traseul stabilit de 2 ori. Totodată, organizatorii mai anunță că pe durata concursului, traficul rutier în municipiul Deva va fi închis pe următoarele segmente de drum. Strada Aurel Vlaicu, intersecție strada Izvor, Căprioara, DJ707J Deva, Căprioara, intersecție cu DN7. Pe parcursul evenimentului, șoferii pot folosi trasee ocolitoare. Aceștia mai sunt rugați să nu-și parcheze autoturismele pe traseul închis, respecte indicațiile și recomandările agenților de poliție rutieră și ale comisarilor de cursă, dar și a voluntarilor. Scopul evenimentului este de a încuraja sportul, mișcarea, stilul de viață sănătos și nu în ultimul rând protejarea mediului înconjurător. Cu noi informații revenim după câteva minute de publicitate. De hunedoreni, membrii ai caselor de ajutor reciproc din județul Hunedoara sunt fericiți câștigătorii tombolei primăverii, organizată de Uniunea Teritorială a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților. Bine ați venit la această extragere, ne bucurăm că și de această dată presa a fost alături de noi. După extragere de anul trecut, o premieră pentru noi, unde am făcut atâția oameni fericiți, ne-am propus să permanentizăm această tombolă. De acum înainte va fi în fiecare an, sperăm să reușim să organizăm și astăzi au participat aproape 100.000 de membri, cât cuprinde Uniunea noastră. N-au putut să fie toți câștigători, dar sperăm că cei 41 de membri care au câștigat astăzi se vor bucura chiar și în preajma sărbătorilor de aceste premii. Am avut 5 categorii de premii. 10 televizoare, 10 laptopuri, premii în bani, 10 premii a câte 5.000 de lei, 10 premii a câte 10.000 de lei și marele premiu un autoturism Dacia Logan, care așteaptă de vreo lună în parcare la reprezentanța din Deva, fericitul câștigător. Extragerea a fost efectuată ca la loto. Pe masa organizatorilor s-au aflat 5 urne în care au fost introduse bile numerotate de la 0 la 9, iar mai apoi seriile s-au format extrăgându-se pe rând câte o cifră pentru unități, zeci, sute, mii și sute de mii. Puteți constata că totul este foarte transparent, de la bol până la atitudine. Cred că la a doua o să meargă mai repede. Cred. Cele 10 serii câștigătoare ale televizoarelor LCD sunt 42.076, 27.007, 79.479, 12.235, 31.452, 11.645, 18.429, 76.626, 36.876 și 6.657. Alți 10 membri CR sunt fericiți câștigătorii a unor laptopuri. De asemenea, seriile câștigătoare sunt
86.506, 91.005, 14.245, 83.321, 73.995, 50.625, 93.050, 36.065, 60.969 și 12.233. Au urmat apoi premiile în bani, 10 premii, a câte 5.000 de lei fiecare. 78.037, 47.760, 14.480, 85.346, 99.540, 2.683, 15.980, 14.033, 37.241 și 63.708. Au fost oferite și 10 premii a câte 10.000 de lei, iar seriile câștigătoare sunt 85.170, 96.485, 17.844, 89.328, 55.502, 66.601, 82.903, 69.372, 95.377 și 72.934. Marele premiu al tombolei, respectiv un autoturism Dacia Logan, a fost atribuit seriei 68.430. Cifra unităților 0. Cifra zecilor 3. Cifra sutelor 4. Cifra miilor 8. Și cifra zecilor de mii 6. La porțile cetății, cine e? Sunt eu, candidatul UAB. Nu sta la poartă, fii admis la studiile universitare de licență, masterat și doctorat ale Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Fii student în inima cetății. Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, instituție de învățământ superior și cercetare cu caracter public de stat, acreditată ARACIS cu calificativul maxim grad de încredere ridicat, organizează admiterea 2016 pentru programele facultăților de istorie și filologie, științe economice, științe exacte și inginerești, drept și științe sociale, teologie ortodoxă. Admiterea se desfășoară în perioada 18 iulie-26 august 2016. Vino la UAB, construiește-ți un viitor sigur alături de noi. Pentru detalii accesați www.uab.ro. Frumusețe și sănătate sub un singur nume, Elite Nutriția. La cabinetul și farmaciile Elite Nutriția vă așteaptă cei mai renumiți specialiști în nutriție, fitoterapie, homeopatie și terapii naturiste, care vă propun preparate unice cu rețete originale, create de profesor dr. Adriana Vlad, nutriționist și specialist în terapii naturiste. Vino acum la orice farmacie Elite Nutriția din Deva și beneficiezi de un card de reduceri de 10% la orice produs Elite. La salonul Spa Elite Nutriția, frumusețea înseamnă sănătate. Aici te bucuri de cele mai originale și mai sănătoase programe de slăbit, pachete personalizate de întreținere și remodelare corporală, tratamente interne de detoxifiere, împachetări electrostimulare, reflexoterapie, ședințe de fitness, ședințe de masaj cu miere, masaj cu roci vulcanice, masaj anticelulitic, masaj de relaxare și tonifiere, masaj terapeutic. Împreună, cabinetul, farmaciile și salonul Spa Elite Nutriția obțin rezultate deosebite în diverse probleme de sănătate. Dacă îți iubești corpul, dacă te iubești pe tine, încearcă Elite Nutriția și vei găsi armonia naturii pentru frumusețea ta.
Direcția Publică Locală de Evidența Persoanelor și Stare Civilă, DEVA, cu sediul în Bulevardul 1 decembrie 1918, numărul 12, etajul 1, informează cetățenii despre posibilitatea deplasării cu stația mobilă la domiciliul persoanelor netransportabile, în vederea preluării imaginii folosind echipamentele fotodigitale din dotare și de primirea documentelor necesare eliberării actelor de identitate. Dovada stării de sănătate a persoanelor care se află în imposibilitatea de a se deplasa se va face printr-un document justificativ, respectiv certificat de încadrare în grad de handicap sau bilet de externare din spital. Solicitările pot fi făcute atât în scris cât și la numărul de telefon 0254 234 533. Accesarea acestor facilități nu implică niciun fel de cheltuieli suplimentare. Programul este următorul: luni, marți, joi și vineri între 8:30 și 16:30, iar miercurea între 8:30 și 18:30. Am luat altă apă. No, bine ai făcut. Dar pentru rinichi o fi bună? Bună. Da, pentru ficat. La tăți e bună. Da, de sete strece? Și de sete strece. Tare-i bună. Perla Apusenilor. Bă, ăsta e miracolul ăla de la Chimindia. L-am rebranduit, cum se zice la noi, în Ardeal. Tare-i bună! Perla Apusenilor, izvor de sănătate. Așa cum v-a obișnuit, Alex vă va arăta ce înseamnă să ai parte de acțiune adevărată. Să ai super viteză. Când Alex are super viteză, nu doar el pare super rapid, ci și competitorii săi par super înceți. Exemplu. Colt 45. Mult peste 200 metri pe secundă. Bă, dar tot e subțire, nu, Alex? Adevărul e că nimic nu se poate compara cu 1000 de megabits pe secundă. Viteza Fiberlink 1000 de la Diginet. Cea mai mare viteză din toate timpurile, de la doar 45 de lei pe lună. Magic FM. Continuăm jurnalul cu știrile din sport. Debut perfect pentru Marius Nopcea în campionatul național de viteză în coastă. Pilotul originar din Silvașul de Sus a reușit o clasare pe locul 3 la grupa H1 și un loc 3 la debutanți în prima etapă a acestui sezon la trofeul Râșnov. Această reușită este una foarte importantă pentru hunedoreanul, care concurează cu o mașină nouă pentru el și care are ca obiectiv titlul în clasamentul debutanților. Potrivit site-ului hunedoarasport.ro, Marius Nopcea se declară bucuros pentru reușita sa și totodată susține că obiectivul său principal a fost acomodarea cu noua mașină. Obiectivul meu principal la Râșnov a fost acomodarea cu mașina. Pot spune că am avut și soare și ploaie, ceea ce a fost perfect pentru a vedea cum reacționează mașina pe diferite suprafețe de contact. Pentru sezonul actual, obiectivul meu este să câștig titlul la debutanți. De la această primă etapă au lipsit mai multe nume importante ale campionatului, printre care și Cornel Gărdean, pilotul din Hațeg, nereușind să își termine mașina la timp pentru concurs. Următoarea etapă este programată pentru data de 21-22 mai, pe traseul de la Păltiniș, județul Sibiu. Gruparea deveană s-a impus în primul duel din sferturile play-off-ului Ligii 1 de futsal, trecând cu scorul de 7-2 în deplasare de echipa de la Târgu Secuiesc. Trupa antrenată de Florin Ignat mai are nevoie astfel de un singur succes pentru a se califica în semifinalele campionatului.
Devenii au deschis scorul în duelul din Covasna, dar gazdele au reușit egalarea. La pauză s-a intrat cu avantajul minim al trupei albvișinii, care în partea secundă s-a desprins până la 5-1, marcând 3 goluri consecutive. Casei a mai redus din diferență, dar Auto Bergamo a mai punctat de 2 ori, stabilind scorul final la 7-2. Pentru albvișinii au înscris Ignat, Obadă, Tacot, Pânzaru și Mania. Următoarea partidă dintre cele două se va juca vineri de la ora 18 în sala sporturilor din Deva. O victorie a celor de la Auto Bergamo urmând să consfințească clasificarea acestora în semifinalele play-off-ului Ligii 1. Până atunci, trupa patronată de Dorin Popa își va afla adversarul și locația din final forul Cupei României, acestea urmând să se stabilească miercuri 27 aprilie. Gazda acestui eveniment se va alege între Deva și Galați. Să vedem cum va fi vremea la noapte și mâine în județul Hunedoara. Temperaturi sub limita înghețului în județul Hunedoara, semn că pe parcursul nopții va fi mai mult iarnă decât primăvară. Minus 5 grade vor fi la noapte la Hațeg, minus 4 la Orăștie, Giurgiu și Brad, minus 3 la Uricani, iar în restul localităților temperaturile vor varia în jurul valorii de minus 2 grade Celsius. Mâine soarele își face apariția ceva mai mult pe cer, 13 grade vor fi la Uricani, 14 la Petroșani și Petrila, 17 grade vor fi la Orăștie, Giurgiu și Brad, 18 la Hațeg, iar maxima zilei de 19 grade se va înregistra la Hunedoara, Simeria și Călan. Și în municipiul Deva, temperaturile vor fi la fel de schimbătoare. La noapte vor fi minus 2 grade Celsius, iar mâine devenii vor avea 19 grade în termometre. Hai să încheie buletinul de știri, ne revedem și mâine la aceeași oră. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară plăcută, la revedere! Salon. Frumusețea trezește sufletul la viață. Lorena Beauty Salon.